Bine v-am regăsit la emisiunea Dialoguri Colorate. Aici punem accent pe latura umană și caracter prin prisma discuției, dar și a caricaturii. Invitatul meu de astăzi vine din lumea scrisului. Îl avem în ospeție, aici în atelier, pe poetul, publicistul și prozatorul Dumitru Dan Maxim. Bine v-am găsit, domnule Maxim. Bine m-ați invitat și bine v-am găsit. Sper să vă și regăsesc cu alte ocazii. Sunteți un oaspete mai special pentru că mi-ați fost și profesor la facultate. Sunt special nu doar pentru că ți-am fost prieten, dar, pardon, profesor, dar am devenit și prieten, dar și pentru că văd că sunt o persoană mai în vârstă, comparativ cu invitații tăi din emisiunile precedente. Așa, acum ați reușit să analizați un pic. Venind în coace, mă gândeam de ce o să vorbească Anatol cu boșorogul ăsta din Maxim, oare? Atâta timp cât am urmărit tinerii care ți-au fost interlocutori și am văzut că ei vin cu planuri, vin cu idei, vin cu aripile desfăcute. Eu, într-un fel de acum, adică am trag. Așa că mi-e interesant ce ai să scoți din emisiunea asta. Așa, până la interviu, vreau să vă fac o scurtă, o mică caricatură, să spun. Chiar așa. Domn Maxim, eu am finisat caricatura, dar vă arăt ulterior la finalul discuției. Nu sunt curios. Nu sunteți curios, așa. Până atunci, știu că ați mai primit în dar o caricatură de la maestrul Glebu Sainciuc. Deci, în ce context a fost desenată aceasta? A fost ziua unui poet, numele căruia e prea cunoscut pentru ca să-l repet și eu în emisiunea ta, ziua lui de naștere care s-a petrecut în Beciul lui Tătaru, despre care am putea să facem altă emisiune. Beciul lui Tătaru, Dumnezeu să-l ierte, dar Beciul care trebuie, de fapt, să fie muzeul chinurilor poporului nostru. Pentru că în Beciul acela au fost, uite, anume, găsite instrumentele cu care erau schingiuiți oamenii care nu se lăsau influențați de regimul sovietic. Bine, până la urmă, e vorba de ziua unui scriitor. M-a surprins, nu știu, m-am trezit cu caricatura în față. Așa. S-a pus chestii, da, pus ziua, data, anul și așa mai departe. Așa. Domn Maxim, dumneavoastră sunteți originar din comuna Drăsliceni, raionul Criuleni. Ce imagini și scene vă vin în cap atunci când vă amintiți de părinții dumneavoastră? Dacă e vorba de tata, păi noi am trăit timpurile războiului rece. Atunci nu conștientizam, dar acum îmi dau seama cu câtă frică treceau zilele celea. Avioanele treceau. În cap îmi venea chestia că vin cineva. Deci vin cineva, e război. Și doar când vine tata târziu acasă, când da mașina în ogradă, mă simțeam liniștit. Toată ziua cu mama, noi am fost mulți în familie, suntem mulți, și numai tata când intra seara târziu, de cum a venit pe ideal cu mașina la silosul, la colhoz, atunci răsuflam ușor și mă simțeam parcă în liniște, mă simțeam în protejat de el. Sunt multe lucruri interesante care aș putea să-mi amintesc. Mama, cum mă alinta, chitrilică, da? Dumitrică, chitrilică. Domn Maxim, era un curaj în acele timpuri să mergi la o facultate sau la specialitatea de jurnalism? Până la mine, în Drăsliceni, a fost regătatul Vasile Bătlan, care s-a călătorit de vreme, colabora la Literatura și Arta. Este următorul Vasile Malanețli, a fost și directorul Muzeului de Literatură Română, cu Gălnăceanu pe atunci. Și eu și după mine sunt o mulțime de... Țin minte primii băieți care au făcut facultate la institute, cum era atunci, la Agricol. Apoi era, uite, băiatul Țânțari, e la institut. Ăsta lui Moș Pimen, e la universitate. Că era diferența asta între... Țin minte când în sat a apărut să primii studenți. Deci e vorba de începutul anilor, sfârșitul anilor 70, anii 70, de fapt. Era o onoare, era un lucru extraordinar. Aveți un spirit revoluționar și ați militat pentru vorbirea corectă a limbii române, pentru libertatea presiei, de ce nu? Dar ați simțit pe propria piele cenzura? Cenzura asta, nu știu cum e, că nu totdeauna o simți, ori nu e totdeauna în față. Dar eu am avut libertatea, probabil, să fac ceea ce am vrut, din simplu motiv, pentru că eu am inspirat chiar și ăștia cu cenzura că sunt corect. Adică eu lucram în perioada studenției mele la Radio Moldova și știau că sunt liderul mișcărilor studențești din Chișinău. Cu toate astea, eu aveam emisie directă, aveam dreptul emisie directă.
Era foarte simplu să-ți dai seama cum un tânăr maximalist revoluționar ar fi putut să facă în emisie direct ceva. Dar îmi dau seama că eu am lăsat loc pentru încredere. Deci mi s-a oferit, pentru că eu nu puteam să fac altceva decât era regula. În drum, afară, în fața studenților, acolo, puteam să vorbesc altceva. Asta e. Altfel, cred că e cenzura așa cum e și nimeni mai pândește cumva de pe undeva. Dar ce lipsește jurnalismului de astăzi, dacă să facem o comparație cu perioada dumneavoastră în care ați activat? Nu vreau să fac nicio diferență, pentru că ziaristica, de fapt, eu o spuneam studenților la o vreme, că nici nu, măcar nu este meserie. Deci ea nu trebuie să existe ca facultate. Deci sunt ziariști foarte buni care au făcut matematică, chimie, absolut. Deci este harul dat Dumnezeu. Să poți să analizezi, să fii analitic, să ai o minte analitică, să fii un tip sociabil, să găsești teme interesante, să fii omul timpului, cronicarul timpului. Altfel, bine, să studia disciplinele celea conduse de partid, ateismul științific, comunismul științific, cu care luptam într-un fel, filozofia marxist-leninistă, eu care consider că am fost format mai mult prin filozofie, prin lecturile filozofice. Când am dat de lectură de filozofia marxist-leninistă la facultate, m-am luat de piept cu domnul Rumneanschi, atunci nu era domnul, la un moment dat ne băteam că nu e adevărat. Deci vorbiți despre Karl Marx, Friedrich Engels, când de fapt filozofia clasică germană, sunt cu totul alte, are alt suport filozofic, alt suport în genere. Acum aveți mai mult, studenții au mai multă libertate, dar au și mai mult acces. Eu am spus că acum poți face facultatea de acasă. Ai luat și deschis Biblioteca Congresului Statelor Unite, poftim. Trebuie să vrei numai. Ai acces oricând. Astăzi profesorul este un simbol. El trebuie să fie pur și simplu un expert în domeniu și după ce face carte, după ce studentul acumulează anumite cunoștințe în domeniul respectiv, fie că genurile presă, fie că designul mass media, fie că literatură, vine și îl întreabă profesorul dacă n-a înțeles ceva. Deci și facultățile, o serie de facultăți pur și simplu sunt simbolice. Studentul poate să acumuleze cantitatea, volumul necesar de știință fără să contacteze cu un profesor. Dar e bine să aibă o nenică, așa cum am zis eu, ca să-l mai întrebe, să se consulte, să se convingă de faptul că el e pe drumul cel de pediu până la un moment dat. După aceea, mă rog. Dar le lipsește, nu știu, jurnaliștilor contemporani ceva, poate acel spirit revoluționar de care vorbeam anterior, pe care l-ați avut? Anatol, ziariștii trebuie să fie, de fapt, și e o tagmă, trebuie să fie imparțială. El, și ca meseriaș, în ceea ce privește atitudinea personală, privată, deci e altceva. Dacă lucrezi la un canal de televiziune, ori la oricare alt media, deci tu trebuie să reprezinți poziția oricărui partid, oricărui acțiuni care se plecă în societate. Partea proastă e că noi nu prea facem la noi în Moldova ziaristică, jurnalism clasic. Deci la noi totul e vândut. Cu mici excepții, totul este vândut. Deci eu n-am făcut ziaristică și am fost neglijat, pentru că am știut că dacă eu ajung acolo, eu trebuie să spun adevărul. Deci adevărul pe care îl văd eu. Dar lor le convine să vorbească, deci ori numai despre albastru, ori numai despre roșu, și atunci n-am intrat. Deci am și însușit meseria de designer mass media, pentru că asta poți să o faci și la comuniști, la cum să comuniști la oricine. Deci designul e designer, nicio problemă. Că ați pomenit de această pasiune față de artele vizuale, față de grafică, design, ați activat și ca fotoreporter. Da. Deci, de unde se trage, nu știu, ideea asta de a surprinde, să vă placă însăși partea vizuală a jurnalismului? Fii să dau un răspuns din ăsta clasic, știi că nu știu cum am găsit un aparat de fotografiat, cum aș fi fost de fapt făd la tata într-o policioară și în lampi în obradă și ne fotografiam, dar de fapt asta e harul, adică omul simte. Deci omul trebuie să-și împlinească rostul, el trebuie să aibă capacitatea de a se descoperi, de a se percepe pe sine, de a-și cunoaște valențele. Și atunci dacă el își dă seama că e un foarte bun chirurg, vrea să fie un medic, trebuie să pedaleze pe ideea respectivă. Eu cred că am simțit ceva legat de artă. Eu am cântat în orchestră, în fanfară, în orchestră, eu am dansat, am cântat în coruri. Arta mi-e apropiată. Și am putut, aici ai loc de dezvoltat, ai loc să te desfăși, hai să zic și așa. Pentru că ca și în oricare alte domenii, aici e loc pentru mai mult, pentru, cum să zic, și în fotbal se părea că, băi, a marcat Hagi golul acela, dar vedeți acum, de la Hagi până acum, ce dribling-uri, ce mișcări, cât, cum să zic,
cât de bine s-a dezvoltat însăși fotbalul ca gen al sportului, cum se zice. Ați reușit să surprindeți și momente unice, imagini de epocă putem vedea la dumneavoastră pe Facebook. Bine, sunt o serie din arhiva mea, dar o bună parte sunt din arhiva fostului fotograf. Vreau și prin intermediul dumneavoastră să mă adresez celor de la Ulmo, care l-au cunoscut pe Iacob Pricop, care a fost până la Nicolae Răileanu, fotograful Uniunii Scriitorilor și a Muzeului Național de Literatură. Deci eu am scanat ultimul an mii și zeci de mii de pelicule aflate, cum știu fotografii bine, în hârtiuță în seapă, care era scris Mama, Eu cu copiii, respectiv, le-am scos, le-am spalat pe o serie, le-am scanat și am prins a posta câte ceva pe Facebook în ideea că găsim urmașii, găsim și să recunosc cineva, îți dau seama că vorba de o mulțime de fotografii, mireasă disculță, mama disculță, socru, deci mirile încalțată, soacra încalțată. Dar până mi s-a dat peste mână și a spus că nu se poate. Și atunci am mai postat, dar totul e înainte. Domnule Maxim, nu mai predați la facultate tot din cauza acestui spirit revoluționar? Dar să știi că și acolo este un fel de cenzură. Când la un moment s-a spus că, dar știți că nu avem lecții. Dar mie îmi pare rău. Nu știu dacă se amintești. Eu vorbeam cu studenții ca cu colegii mei, încercând să respect o distanță. Mă rog. La un moment dat, ca să aud, a întârziat afară. Dacă a întârziat afară, exact de amintești studenția mea. Dacă a întârziat, zic, copiii ăștia plătesc bani grei. Zic, a întârziat Gagarin în cosmos, a întârziat toți deputații la servici. Bietul student care vine de la Buiucan până în centru, troleibusul ăsta al lui Ceban, abia se mișcă ca și el, de altfel, și întârzie și el. Pentru asta eu să-l dau afară de la neții, el care, 90 de minute, lasă să vină la pază și zice, nu nimic, să ia măcar ceva. Deci nu e vorba să facem o față de asta de libertate totală, dar disciplina trebuie, oricum trebuie să o păstrăm, să o respectăm într-un fel, dar nici să fii forțat și pus în situația de a fi ca în armată. Am aici două cărți pe care le-am primit în dar de la dumneavoastră. Una este dedicată lui Eugen Cioclea. Ați avut frumoasa ocazie să-l cunoașteți personal. Da. Cum vi-l amintiți pe cel mai trist poet din Europa? Vai de mine, a fost un domn. Un domn chiar și atunci când rămânea fără o lățcaie în buzunar, n-a cerșit. Pentru că unii din colegii noștri încearcă să-l pună în lumina unui maică boschetar, dar nu e adevărat. El a fost un domn. Și deseori când ne vedeam, la vedeam la Jaba, asta e locul în care se adunau și cei de la cenzură, și cei care stăteau pentru cenzură, și cei care stăteau împotriva cenzurii, și atunci se întâmpla, da? Deci el n-a cerșit niciodată, dar se înțelegea că ar fi bine să-l sărbim cu ceva. Chiar cu niște mici. Deci, cu asta stau un pic, dau cafea la Ciocla, era cafea la Ciocla. Cafea la Ciocla era mai diluată, deci el plătea cât putea și îi se făcea o cafea în sensul lui. Așa, da, mai nu, multă apă da, era. Da, o cafea la Ciocla. N-a fost pretențios, a fost un domn, a fost neglijat chiar de colegii lui, a fost, știi care e chestia? Oamenii ăștia sunt cămuți, mai sunt câțiva, nu vreau să zic acum, care mai pileau, mai, știi cum, mai, erau mai gălăgioși într-un fel. Ăștia nu prea convin celor care cu papionul, celor care au cravat, celor care au costum. Ăștia sunt oamenii noștri, ăștia sunt colosali. El are un creier, avea lecturi profunde, pregătire extraordinară, el simțea societatea, el simțea orice parfumul timpului pe care a trăit. El l-așa redat în poezie lui extraordinar. Aici chiar avem și un vers, unde este menționată cafeneaua la Fulgușor, la Jaba. Da, da, da. Cum erau acele întâlniri între intelectuali, între scriitori? Ce puteai să auzi, curios, dacă aveai frumoasă ocazie să stai cu el la masă? Da, Anatol, și ultimul loc în unde se mai întâlneau scriitori a fost terasa din ograda Uniunii Scriitorilor. Acolo se mai aduna, au distrus-o și pe asta, adică au făcut și de acolo business, au făcut o cantină, au făcut tot ce, Dumnezeu cu dânsul. Dar Fulgușorul, la Moldova, deci la Moldova, Fulgușorul, la Moldova, da. Acolo era o e colosal, trebuie să apară nici fără a fi prima. Lumea se aduna, nu că se înțelegeau, era și moment când te înțelegeai, dar simplu se înțelegea și se iscau anumite discuții legate de, când vorbesc la Moldova, erau
cinci mestecini și încheau măsuți. Era un, așa ca hora, cum se zice, da? Și toți își dădeau seama că acolo trebuie să asculte cineva. Deci cineva e microfon și dar spuneau la cale multe lucruri. Spuneau la cale și revoluții, și gândiri, și analiza filmelor, cărților. Schimbau cărți. Acum să nu pară pentru telespectatorii noștri că era atât de simplu, atât de feresc, adică se deatrau. Dar lucrurile se întâmplau de la sine. E important e ca și pe Deribasul, strada Deribasul, dar ca și în alte locuri, din alte orașe, din lume. Deci lumea se adună ca un loc și acolo se întâmplă niște lucruri. Că schimbă, că dau, că așa. Deci e un stup unde ceva zumzeie mereu. Dar unde zumzeie înseamnă că e miere neapărat. În ce relație mai sunteți cu Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova? E nu cea mai potrivită întrebare, pentru că ar trebui să spun că am fost exclus din membrul Uniunii Scriitorilor. Păi da, știu că și, nu mai faceți parte. Deci. Da, și m-am gândit dacă nu cumva nu mai sunt scriitor și m-am gândit că, zic, că asta nu mi s-a luat. Cu ocazia asta fac și o rubrică, Poet fără carnet, nu în ciuda lor. Poate că au și dreptate, că l-am achitat niște bănuți acolo pentru cotizații, l-am achitat, dar pe mine m-a interesat că am întrebat, băi, dar de ce să achit, ce faceți voi cu banii ăștia? Pentru că eu știu scriitori bătrâni care stau la pat și nimeni nu s-a dus adânci. Ba, mă duc să duc, se fotografieze cu dânsul, stă Pietru care are măzut să lete în pat și cineva se fotografiază cu paharele de vin pe urmă. Adică eu dau, achit, ce e, 100 de lei pe, da? Dar eu știu că este cineva. Asta înseamnă minte capitalistă, asta înseamnă că organizația asta, asociația asta obșească, funcționează potrivit statutului. Se dă niște bani și se duc acolo unde trebuie. Aici cred că nu ne-am prea înțeles, dar eu am să fac altă uniune. Oh, vreți creați... Acelorlalți scriitori, care nu sunt membri ăstora. Sunt atâția scriitori. Eu paginez la o editură cărți atâta. Sunt atât de frumoși trănașii noștri, fundamental. Deci nici nu mișcă unii care sunt membri, unii scriitori, nici nu mișcă pe lângă dâși. Stai ușurel. Poezii colosale. Pur și simplu nemaipomenite. Și nu de faptul că, și nu de ce că ei vor să fie membri, ori să numească scriitor, el scrie pentru că nu poate să nu scrie. E colosal. Și reflectă situația, realitatea. Mama e în Italia, tata e în Italia. Colosal. O mulțime de genuri. Să vedeți ce unii o să facem, ce unii o să facem noi nouă. Să fie cu succes. Că ați pomenit de scris, leitmotivul operei dumneavoastră este în mare parte, sau este cu un caracter istoric, pentru că abordați tema deportărilor, foametea, represiunile din partea regimului sovietic. De ce mulți dintre noi uită de aceste orori, mai ales în contextul unui război pe care îl avem la graniță? Suntem mari restanțieri în natură, cu regret o spun, la capitolul memorie colectivă, memorie națională, spirit național, din simplu motiv că în timpul sovieticilor am fost, deci pentru că în timpul sovieticilor am fost educați în spiritul ăsta comsomolist, dar din 92 încoace nu a fost elaborată o strategie pe națiuni, pe țară, spre exemplu, privind educarea noii generații, în alt spirit, deci nu vezi nimic. Vă spun că alolingvii sunt mult mai uniți, refugiații sunt mult mai uniți, studenții străini sunt mult mai uniți decât noi aboriginii, cum ar fi. Nu a fost elaborată o strategie privind, nu știu, festivaluri, competiții la nivel raional, la nivel de interraional, la nivel de zone, nord, centru, deci lipsă total. Ministerul Culturii minus 10, Ministerul Educației minus 10, pentru că n-au elaborat nici măcar un sistem de învățământ clar, nici nu raportează măcar la cel românesc, că și acolo este de lucru. Nu există. Și de fapt, noi fiind 300 de ani cu Turcia, ia ca 200 cu rușii, populația noastră este un fel de diluată și ca stare de spirit, dacă mai găsești 2-3, vinem încoace, am făcut cunoștință cu Șerif. Șerif este un student din India, în poliu veneam și l-am prins să vorbiți. Băiatul, de unde ești? Zic, din India, da, perfect, cum te cheamă? Șerif. Ah, Maxim, perfect. L-am întrebat de unde, ce faci, cum chestia, vorbi românește? Da, zic, din păcate, zic, nu prea pot, eu nu prea vorbesc românește, în sensul că nu comunic românește. Mai mult scrim, că învățăm română la medicină. Dar așa comunică, lecțiile sunt în engleză, am aflat, și, dar în pop, deci în toleu nu comunică, noi suntem în ăștia, că le spuneam și studenților, intrați în tribus, vorbiți tare românește, vorbiți, se aude, limba română, nu, se poate, dar nu se poate, lăsați educația asta, bă, unii pierd războaie și după aceea își fac țara și tot pical rămân. Noi am câștigat ceva, intrăm în tribus, ne temem parcă suntem oaspiți, ține-te bine, tu ești acasă. Ce contează cel mai mult în viață, cum credeți?
Eu cred că trebuie să-ți găsești rostul, trebuie să aceea și vorbeam mai înainte, probabil, trebuie să, cum spuneau latinii, ne lasă, cunoaște-te pe tine însuți, da? Deci, de aici începe treaba. Deci, a fi în Parlament, spre exemplu, a fi ministru, alt exemplu, a fi în funcție administrative, în oricare stat în lumea asta, sunt niște chestii inventate de om. Stat tot inventat de om și funcțiile tot inventate și diplome tot. Dar tu să răspunzi esenței tale ca ființă. Deci, eu pot să fac asta. Eu trebuie să prind bine lumii pentru că eu pot face asta. Eu nu mă apuc, spre exemplu, să fac chirurgie pentru că nu ajunge capul. Dar să fac altceva care prinde bine. Vine cineva și mă întreabă, domnul, ce faci? Sigur că faci. Cu asta eu pot. O fac cu plăcere. Și chiar nici nu vreau să-mi dăi nimic, adică nu mai câta, în funcție de chestii, dar nu pun accentul pe asta. Dacă îl văd pe acela, sunt un altruist, spun că vărsătorii sunt altruiști, acum nu vreau să mă leg de zorii, dar am plăcere când îl văd pe cineva împăcat. Au ieșit de la mine din casă împăcat, nu știu, și cu o carte, cu o vorbă, cu un sfat, și mi se întâmplă chestii genul ăsta. Mai mult nu trebuie să nimic. Domnule Maxim, iar acum vă rog să ne recitați o poezie care credeți că ar fi de cuviință să o audă și telespectatorii noștri din creația proprie. Cred că o poezie n-o să ne reușească, dar un catren, apropo de studenții, cred că mi-amintesc primul catren a poeziei, ultima lecție pentru studenții mei. Da? Am să-ți spun într-o zi o poveste urâtă despre vulturi ce cad împotriva voinței, despre zboruri înalte și căderi scânteioase, despre doruri de patrie prinse în plasă. Am să-ți spun o poveste urâtă de tot și hai să vezi, doar pământul nu minte deloc, căci ascunde în sine cu gândul cărunt multe fapte repuse de om, nu de vânt. Acum am o mică provocare pentru dumneavoastră. Vă rog să-mi schițați mie o caricatură, un gând, o linie, cum doriți dumneavoastră. Și ulterior vă arăt și ce am pregătit și eu, ce caricatură v-am desenat. Facem schimb. Da. Pom pom rom pom 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 pom. Cine seamănă mai bine cu mine? Eu cu mine. Poftim. Așa. Hai bune. Hai bune, că la cum îți zice? Pop Ion Pop cum îți zice? Ha? Pom. Asta. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Și da. Succes în tot ceea ce faceți. Eu vă mulțumesc, vă succes, vă luați din noi ceea ce mai e posibil, dar voi deschideți alte drumuri pentru ca pe chile să meargă cei care vă urmează pe voi. Avem atâta de muncit în țara asta, încât ar trebui nici să nu ne odihnim ani la rând, ca la sfârșit ceilalți care vin din spate nostru se simt un pic mai liber, așa mai ca în Europa. Dumitru Dan Maxim, maestrul Glebus Ainciuc, i-a desenat o șarjă. În copilărie, mama îi spunea chitrilică. Pe când era student, era prestigios să ajungi la universitate. Ziaristica adevărată nu poate fi învățată doar la facultate. Pe lângă scris, mai are și alte pasiuni, precum fotografia și designul. A fost bun prieten cu scriitorul Eugen Cioclea. Are un spirit revoluționar și liber care a generat conflicte. În semn de protest, și-ar înființa propria Uniune a Scriitorilor. Memoria colectivă și deportările sunt leitmotivul scrierilor sale. În viață, cel mai mult contează să-ți găsești un rost.